Bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal din seria noastră minată de Car Parking Multiplayer, bă băieți. Astăzi o să vă prezint, pe cum am adus acolo și în titlu, poate și în thumbnail acolo, update-ul, nou nostru update, bă băieți. Știu că l-am cam prezentat cam târziu, dar tocmai ce mi-a venit și mie update-ul și, na, am zis să, să, fac un clip. Așa că dacă vă place, nu uitați să clusați, să pe butonaj de like, mă băieți, să strângem la acest clip o grămadă de like-uri. Nu contează câte like-uri pentru că această serie în care prezentăm update-urile. Nu știu dacă se va termina vreodată. O să vedem. Avem aici mașinica mea, frumoasă, frumosica mea, roz. Așa, what the fuck. Uitați, uitați. Deci putem vinde mașini pentru, pentru gold din ăsta. mașina asta eu pot să o vând pe internet și o să ne uităm aici pe, pe mașini. Prima chestie vedem aici că putem să luăm design-uri de pe, de pe internet, cum vine vorba. Uh, haideți să vedem dacă ne și baga aici. Uh, da, stați așa un pic băieți că revin că da. Da, băieți, am revenit. Uh, aparent dacă n-ai internet nu o pui la vânzare. Da, uh, mai simplu așa de fel. Așa că da, băieți, haideți să vedem aici ce s-a adăugat nou. Deci avem așa. Uh, aici la motor nu avem nimic. Tocmai ce am intrat și eu pe prima dată când intru, că tocmai ce mi s-a actualizat, n-am intrat, nu știu cum e. Avem bările astea, da, clasicele bări, vedem că ne-a pus la bara asta un lip aici, interesant. A, și avem reflexii noi băieți, vedeți aici că avem reflexii noi, putem să facem mată, putem să facem așa, eu zic că arată mult mai bine așa. Adică uitați-vă și voi ce reflexii interesante avem. La mașini s-a schimbat complet totul, putem să o cumpărăm direct cu bările făcute, adică putem să o cumpărăm cu băr random. Da. Vedeți și voi aici. Eric 7 la fel. Cumpărăm cu eleroane din alea chestii nebuni. Și cred că chiar pot să mi-l cumpăr. Așa, bun. Haideți să continuăm, băieți. La mașini, haideți să o luăm de la 0. O să fie cam lung clipul acesta, așa că, na. Bun, avem aici, avem Lada. Uh, cred că s-a băgat bărnui. Ia să vedem. Da. Avem uh, Honda aceasta. Vedem că și la asta s-a băgat băr noi. Interesant, interesant. Bă, că asta e cu coins din astea, mamă, nebunii. Avem un Skyline 3000 GT. Ba nu, 2000 GT, sau nu mai știu. Putem să-i punem Eleron. Da, am înțeles. Nu știu de ce i-aș pune Eleron la mașina asta. Ok, s-a băgat oricum body kit. Avem bară de față. Asta, astea le știu bările astea. Avem lada asta, știți, body kit pe să știți body kit și pe ăsta. A, avem pe Jeep body kit, fiți antena aici, ce body kit, mamă, mamă, ce body kit avem pe Jeep. Adică ne l și costumizăm dacă totul avem aici. Haideți să vedem și eu ce barrier să-i pun. Eh, eu pun pasta la wide. Cred că îi punem antenă, îi punem antenă din asta. Putem să-i schimbăm și bările astea, aparent. Oare nu pot să le scot? uite pe asta. asta. Asta, arată bine. Pe spate, ia să vedem ce bară putem să-i punem. Ia să vedem, ia să vedem. Ei, eu pun pasta așa cu... Așa și dăm jet. Uitați băieți, aici avem mare... Da, hai să vedem la jante. Deci avem, a, deci astea aparent erau grate. Mamă, dar ce grafică interesantă s-a făcut s-a făcut. Mamă, putem să-i punem din astea, băjeții, băreții. Îți dai seama că eu pun pe asta. Mamă, cât de bine arată. La jante, nimic nou, adică tot alea le Mamă, uitați, mamă, ce reflexe crom avem pe jante. Ce reflexe crom avem pe jante, băjeții. Băreții text nu mă interesează. Da. Deci complet s-a făcut mare update pe car parking, băieți. Bă, și o zic că arată destul de șmecher. Bun, haideți să vedem aici următoarea mașină. Avem acest Eric 7 care și pe ăsta vă că s-a băgat băli Bă, și interesant. Eric 8 de fapt, nu Eric 7. Am greșit eu. Pe asta, ia să vedem la capotă nu prea mă interesează prea mult pe mine capota. Uh, bun. Bă, și am uitat. Să intru pe cont. Nu mai contează. Bun. Uuu. Uh. Mamă, hai că avem rochet banii. What the fuck? Bă, ce cu bara aia? Uite pe asta, mamă, dar asta e 100 gol. Bă, what the fuck? Da. Deci aparent avem și pe spate bară. Uitați vă și voi ce bări avem. Da, interesant. Pe jo avem bări. Ăsta nu avem bări. Poți cu nu avem bări. Pe ăsta la fel, la fel, la fel. Ia să vedem. Ăsta la fel. Opa, avem bări pe Honda S2000. Interesant, interesant. Hai că pe asta pasta oam. Hai să vedem ce băr sunt pe mașina asta. Vai de viața cătele. Mamă. Băieți, uitați-vă și voi ce leroane sunt. Mamă, deci update-ul ăsta să știi că e, băie, e destul de interesant. Mamă, cum putem să facem mașinuța asta? Mamă, cum putem să facem mașinuța asta? Da, deci prea interesant, prea prea șmecher, băieți. poate ne cumpărăm și noi de asta în roleplay. Poate pic asta. Dați ce și voi ce bestii de mașini avem aici. Avem Chrysler-ul la fel nu s-a băgat. Pe era. Pe nu era, nu e. Nu. Păsta nu. e, Nu e. Ba e doar Leron. am înțeles. Pe da, avem aici la duța noastră frumoasă. Care și la asta putem să-i punem bările astea. Adică să o cumpărăm cu bări din... Oh, avem. Avem Honda, avem Honda Civic, haideți să o cumpărăm băieți pentru că avem bani. Bă, interesant, e, e șmecher. Dar de ce nu mi se încarcă body kit-ul ăsta? Da, e, am înțeles. Pune și noi jante din astea GDM, da? așa, așa e fain. Facem așa. Așa. Punem frumos aici, mamă, îi fac numele de Japonia la asta. Uitați aici, băieți. Bă, dar nu pot să-i un. Bun. Avem Mustang. -ul. Avem un Mustang nou. Uh, Haideți să-l cumpăr, Haide să, să customizăm mai întâi. Așa, îi punem asta. Uuu, ce vor capotă asta. Motorul scos prin capotă. Ne. O lasăm așa pe asta. Și pe spate, n-avem. Ii dăm bui și la asta. Avem un Mustang boss, deci na. Interesant aș putea spune. E fine. O să dăm motorul Avem Chevrolet-ul O să -i... Deci mi-am pus bară cu fac. Da. O să o cumpărăm. Vedem aici ce ca Da, e Chevrolet. Supra care pe care o știți, adică nu știu că s-a băgat vreun baric, ceva pe ea. Da, cred că nu s-a băgat niciun body kit pe supra. Ăsta. Era ăsta. Ăsta, da, erau. Merge sus, ăsta, n-avem body kit, n-avem, nu avem. Mm, Ne-a fi plăcut un pic pe 46 le ăsta să avem un body kit din el. Opa, avem body kit pe Honda asta. Ia să vedem. Opa, asta că avem, avem așa, avem rocket banii, Avem astea. băi să știi că e... Mamă, dacă te... mam. Avem bara asta, interesant. Mamă, ce bine arată așa. Mamă, ce bine arată. Avem pe furtul ăsta... N-avem, adică, de fapt. Așa vedem și ce s-a băgat nou. Asta, pe asta avem. Avem bără aici să ne plictisim. Am dat ce urâte îți, bă, Mai bine nu le -am mai băga deloc. Pe ăsta l-am. Am înțeles. Mm. Nu avem bări așa interesante, precum... Da, asta e urâtă. Deja... Da, am înțeles. Deci, băieți, dacă aveți designuri, putem să ne punem designurile pe internet, cum vine vorba. Bine, internetul din joc. BMW-ul ăsta nu e, dar uitați-vă și voi ce interesant a făcut asta aici. Păi Eric 7 pot să-mi pun eu, pot să-mi cumpăr cu ce body kit vreau. Și pe asta pot să-mi cumpăr cu ce, mama mama mamă, Pe ăsta n-a -asta băgat body kit, am înțeles. Pe ăsta la fel, nu. Ba da, ne-a băgat pe lenserul nou, băieți, body kit. Ia să vedem ce, mamă. Ba... Mamă. Da, am înțeles. Păsta, mamă, ne-a băgat body kit și pe subarul ăsta, băieți. Deci avem body kit pe subarelu. Da. E60 era. Păsta nu avem. Păsta era. Dar oare să mai fi băgat vreun body kit? Mm, nu. Nu cred. Opa, ne-a băgat body kit și pe Infinity. Interesant, interesant. Ia să vedem. Dita mai 1 aici. Da, am înțeles. Mamă, cu ta eleronul. Pe ăsta n-avem body kit. Așa o să vedem și pe ce avem body kit sau nu, băieți. Așa că, na, dacă vă plictisiți, ae. Dar am zis să facem videoclipul mai în, mai în detaliu, știi? Gen să intrăm în detaliu la fiecare. Păi, ce zice, era... N-avem, peste două era... Pe asta n-avem. Pe asta n-avem. 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 Ăsta avem, de fapt era. Ăsta nu e. Sunt curios dacă putem face ceva cu tirul acum. Da. Mamă, avem body kit pe Lexus LFA. Interesant. Ia, pe spate ce bar avem? Mă, de ce nu -mi schimbă mie alea, ia, ia să vedem, băieți. Da, interesant. A, sunt curios de o chestie, că știu că la x 6 le sta era un bug. Dacă îi puneai bările astea, se pune automat pe celelalte pe care erau. Ia să vedem. Da, uite că l-a rezolvat bug L-a rezolvat bug -ul. Bun. Avem pe Lambo. R6 nu e. Păi, asta pă F90. De când are F90 plafonul negru? Da, am înțeles, pe avem. Dita mai mutantul de. mam, mamă, mamă. Da, am înțeles, pe eror n avem, pe asta nu avem. Și ați văzut, băieți că nu mai ne apare că avem un... A, din asta. Nu mai avem numere la mașini, adică nu mai știu câte mașini sunt. Bine că tot trei s-au băgat. poez, bă, clas, nu. Asta nu. Nu. da mm. Dar interesant cum le-au făcut. Bă, fii că ne-a băgat bodykit pe ăsta. Am înțeles. Bă, ce bări să astea, bă, băiatule. Ia e ăsta l-am de offroad adică o să mergem cu ăsta mamă ce bărbă băiatule mamă dar ce ăsta bă ăsta nu mai e G-class bările astea bun Păi M8 opa avem băr pe M8 băieți avem mamă cum arată M8-ul mamă ăsta e de competiție mamă Ia să ne uităm mai în detaliu la M8 ăsta. Mamă, ce leron avem. Da, asta e de competiție. Putem să-l facem de competiție. Interesant, interesant. Ia, pe spate. Nu schimbă. Mamă, ba da. Am vrut să zic că nu schimbă foarte mult locul. Ia. La ăștia nu avem Pe ăsta nu avem Și pe ăsta nu avem Bă, dacă tot e update-ul cu off -road. O să mergem și noi cu mașină of, Ba nu, o să mergem cu Lada. Hai să vedem pe unde e Lada. să mergem cu Lada, baieti. Uh. Unde e Lada? Da, avem Lada pe aici. A, ah, uite aici. Bun, avem lăduța noastră ca lumea. Hai că n-arată da, eu aveam grătărelul asta sus aici. Unde e? Ia uite Bă, ce-am făcut mă? Ia uite am și stricat culoarea. Am și stricat culoarea. Gata, am refăcut-o. Și am pus și preșuri de asta. Hai mă, nu n-arată rău. Bun. Uh. am fost așa. Hai să mergem pe ufro, băieți. Uh. A, ah, și haideți să vedem ce s-a adăugat pe aici. O să ne plimăm un pic pe hartă cu mașinica noastră, cu lăduța noastră frumoasă. Haideți să vedem. Avem, am înțeles deja draw frame de la început. Urcăm pe aici pe autostradă, aparent. Da, deci complet s-a schimbat harta. Interesant, interesant băieți. Sincer, Chiar avea nevoie de un remastered la mapa asta, un remastered. Dar sunt curioză că mai e parcarea subterană. Să mergem imediat să vedem. Dar oricum s-a băgat multe chestii. Haideți să ne facem și noi graficile aici. Bam, bam, bam. Vingit. What? ce e asta? Mamă, fie antenă cum se vede. Fie antenă. Ia. Bloom Bam. Mamă, cum se vede, ești nebun așa da să nu opresc filmarea. Da, aparent avem grafici noi. Da, și mi se mișcă cam lăguț. E, aia e, așa e update-ul de la început. Ia. Da, o avem. Da, ăsta e la fel ca înainte. Ce la lărăt? Avem ăsta care e tot așa e să vindem mașini. Bun. Hai să vedem, băieți, să ne plimbăm pe aici, mergem și pe off-road. Ha, că haideți să vedem dacă mai avem parcarea aia subterană. Pentru că, din câte vedeți, s-a dat un remaster de la mapă. Gen s-a refăcut mapa complet. deci și noi așa, bam. Să avem și noi rezolv... Avem un gameplay mai... Conținut mai ok. Da, bă, uite, avem. Da, dar în parcare nu cred că s-a făcut nimic ca nou. Da, mă băieți, în rest nu avem nimic wow. Dar apreciem faptul că ei au lucrat la mapă. Și se vede chestia asta. Au lucrat foarte mult la mapă. De asta avem... De asta ne-a dat și update-ul de, de greu. Dar apreciem faptul că încă se mai face update-uri la jocul ăsta. Că se mai fac update-uri la jocul ăsta. A, așa, româna la mine e je jeparele românește. A, bun, haide că haideți bă că... Bă, bă, de asta Avem aici munți, avem o grămadă băiți. Bă. Cred că s-a dat de ce aici. S-ar putea, bă. Da. Și eu sunt impresionat de grafic asta, adică uitați-vă și voi ce bine arată lada asta așa cu reflexiile astea așa. Sincer, zici crom dar un crom din asta nu foarte aprins. Hai, da bă, că până merge la de asta mor aici. Bun, hai să dezactivăm analogul ăsta. Da, nu e wow, adică având în vedere că a stat foarte mult să facă la update ăsta, putea să bage multe chestii. Și aveam pretenții sincer să se fi băgat mașini din alea de off-road, dar na, nu contează. Adică să fi băgat, nu știu, un un Mitsubishi Pajero sau nu știu, din asta de off știi? De urcări, de nebuni. Adică oricum o să, o să facem rol ca mea, adică o să fac, de asta mi-am și luat la da special. Să zic, bă, mergem pe off facem nebunii chestii. Adică, na. Uite, ne, ne, ne pune să ieșim de pe autostradă. Ba nu. Ba da. Deci, să vede că au lucrat ceva la mapă. Ne pune să ne băgăm în tunel, nu o fie antene aici. Ne mâncă ursii. Ne mănâncă urșia. Mă. Ia zis băieți, avem sunete ambientale. Mă. Am intrat. Aoleu. Da bă băieți, uitați ce i a făcut pe aici. Cu pom, cu mamă, mamă ce fain Ia hai să urcăm un pic pe aici. Mama, aia mă băiți, că ne arată rău mapa asta. Sincer, eu uitați aici, dăm un bolovan. Ia uite. Eu te băi, ne pun. Mama, ce-am dat în bolovanul ăla. Mama, mă băieți că de șmecherie e. Deci, pe bune, arată, arată mișto mapa. Uitați cum urcăm pe aici, ne dăm drifturi ca lumea. E șmecher, e, e foarte interesant pe aici, băieți. Poate o să facem diseară un live stream în care ne plimbăm pe harta nouă cu abonații, cu ăștia. Sau dacă nu o să facem clip, o să fac eu un clip mai târziu. Roleplay chestii când mergem pe offroad road Mam, uite ce șmecheri pe aici. Vă Bă, să scrieți acolo o părere în comentarii despre update, dacă vă place sau așa. Eu, sincer, într-un fel îmi place, dar într-un fel nu place că asta prea mult pentru puțin, puține lucruri. Da, e bine că acum avem posibilitatea să facem rost de gol, adică fără hack, fără nebuni. Adică o să pun eu pe cineva cu hack să-mi cumpere mașina respectivă, știi? Și chestia, adică o să vedem, o să vedem diseară pe live cum funcționează și faza cu pusul mașina la vânzare pe internet. Mamă, dar uitați-vă cât avem. Deci e o mapă mare, aș putea spune, cu ofru, cu nebunii. Dar sincer putea să facă mult, mult mai mare de având în vedere cât loc e aici. Dar na, ne mulțumim și cu atât. Ne mulțumim și cu atât. Oricum jocul a evoluat foarte mult și data viitoare s-ar putea să fie un circuit. Nu știu, eu am impresia asta că data viitoare va fi un circuit ceva. Acum, nu știu, vom vedea. Nu, nu era pe aici un... O... A, nu. Da, deci interesant, băieți. Avem offro, avem chestii. Deci mapa e wow. Aici avem, nu știu ce e aici. Mamă, fiți antenă. Mamă, cum s-aude când intri în ceva. Zici că chiar facem accident. Ia, ia fiți antenă. Ma. Mamă cum se aude, deci și ar lucra mult la sunete. Avem sunete ambientale din astea de ciori. Ciorili, ciorili. Ia, stai că avem drum pe aici. Ia, ia. Fiți antenă că avem urcări din astea, ia. Ia, hai să ne băgăm pe aici. Mă, de ce nu? Nu, fiți antenă, ce drumuri. fița antenă aici, mamă, ce drumuri. Aoleu, Mamă! Mamă, ce drumuri făcură astea. bă! Hai, tati, hai! Hai, Oleg! Hai, Oleg! Alai, Perfect! Mamă, uitați cum s-o pe mașină! Bine, avem noi puțin lac, da? Na, ce să facem? De la update e, se trage... Mamă, cum face mașina pe aici! Aoleu! Mamă, moare mașina, moare cadroțile. Mamă, cum e. A zis, mă, băieți, că nu e rău update având în vedere ce drumuri avem pe aici. Ai, iau, uitați, mă. Și avem și urme pe cauciuc. Pe cauciuc, de cauciuc, pe drum. Azi merge pe aici. Uitați, băieți, urcăm pe munte acum. Interesant, interesant. Vom face clip special cu mașinile în care mergem pe munte și chestii cu prietenii cu... O să vedeți, o să vedeți, o să facem rol pe calmea pe jocul ăsta. Așa că, da. ne editația acolo să apăsați pe butonul de like, băieți, să vă mai zic o dată, dacă încă nu l-ați apăsat. Pentru că... A, a, acolo, ca apreciere, așa, dacă vreți să facem clipuri. Și să vă abonați acolo, dacă sunteți noi și verificați acolo descrierea. Am găsit și mie serverul de Discord, unde acolo putem să ne jucăm roleplay, facem roleplay o camera și chestii cu voi uh, și avem o grămadă de chestii pe server, așa că vă aștept acolo dacă încă mai vă uitați la clip. Așa că da, mamă, cum pe mamă, cum face mașina pe aici. Suntem pe cresta, munților. Ia ia, uitați acolo pe harătă ceva, ia ce e aici? Opa, ia uitați aici băieți, am găsit un din ăsta, uh, a băgat 88 de din astea acum. Interesant, interesant. Da, ia uite mă că mă va adre... Am avut și Lada Niva. M Am înțeles, da. Uh, pentru sănătatea voastră nu vă plimbați cu mine pe... Nici pe... nu mai pun intro pentru că, na, e prezentare, așa știi ce zic. Ia, ia. Aici ce Ai un gard. Care nu duce nicări. Avem apă. Mamă, fie antenă. Fie antenă aici. Fie antenă ca mă bag mașina în apă. A, nu mă lasă, bă. Am zis că pot să-mi și cu mașina în apă. Mai... Cheste, oricum avem de explorat, băieți, mapa. E mare. Deci mapa asta e foarte mare. Și o să o explorăm cu voi pe live. Poate, cum am spus, facem seara sau mâine seara un live în care explorăm harta nouă. Da, nu e rău, mi place sincer update-ul. Mam, dar cum face mașina când o bușești? Și în partea asta unde e? A, este în cealaltă autostradă, am înțeles. Da, interesant, aș putea spune. La chestii și din... Da, la Atamo, pui numele la Volada, la Ata? Da, Scuzați lagu, dar e cred că și din cauza că filmez și și din cauza update-ului, că ați văzut că de obicei nu mi lăguiește halul ăsta. Da, da. M-am făcut să reacă la, da. Așa, am găsit primul bug la hartă. Primul bug la hartă. Aici a fost făcută cam prost un pic. Eh, păi da, mă băieți. Cred că e și cam lung clipul. Ori să explorăm noi toată harta asta, nu e problemă, facem noi cumva să fie bine. Așa că, da mă băieți, ce să zic, cam asta a fost și cu acest clip. Dacă v-a plăcut acolo, nu ezitați să apăsați pe butonaj de like, strânge la acest clip multe, multe like-uri. Câte like-uri vreți voi, n-am o sumă anumită, mai ales la clipul ăsta. Așa că, da băieți, ce să zic, cum am spus acolo, apăsați pe butonaj de like, vă abonați dacă sunteți noi și eu am fost de gram și o să ne reauzim data viitoare, băieți, pa, pa!